socialiștii să vă voteze referendumul. Președintele Partidului Democrație Acasă, Vasile Costiuc, a fost denunțat la poliție de reprezentantul Cancelariei de Stat, Radu Bârnă, care s-a arătat deranjat că este filmat neautorizat de politician. Domnule Bârnă, ce săriți la bătaie? Vreau să vă întreb, ca să nu spuneți pe urmă că eu... Ne interziți să filmez? Da. Sunteți reprezentantul guvernului? Da, eu sunt la masă. La masă sunteți? Eu chem poliție. Și o chemați? Aveți drept în loc public, fără autorizație. Ia chemați poliție. Bună zi. Radu Bârnă a sunat la serviciul unic 112 să cheme poliția pentru a interzice lui Costiuc să filmeze în fața Consiliului Raional. Incidentul ar fi avut loc după vizita premierului Dorin Recean la Ștefan Vodă. Domnul Costiuc filmează neautorizat și dă întrebări. Dumneavoastră vă auziți și spuneți, vă faceți rușine, ce înseamnă filmat neautorizat? Sunteți persoană publică, s-o plâns mai mulți primari că-i terorizați dumneavoastră din calitate de reprezentant al guvernului. Și gata, v-ați încuiet? Tole Consiliul Raional, vă faceți de rușine, numai s-a dus prim-ministru. Domnule Bârnă! Domnule Bârnă, mă tare înțelegi că vă faci de rușine, eu vreau să vă întreb. Și vă rog afară. De ce mă dați afară? Nu trebuie mai filmat. Da, de ce? De ce trebuie reprezentantul guvernului? Nu mai s-a dus primul ministru. Da. Eu vreau să vă întreb, vă învinuiesc mai mult primari. Da, vă ascult. Domnule Bârnă, nu sunteți la dumneavoastră. Domnule Bârnă, nu sunteți acasă la dumneavoastră. Eu sunt la masă. Și duceți să mâncați poftă mare. Aveți drept să filmați? Dar ce fermați ușa? Eu nu fărăm singur. Am vrut să vă întreb, mai mulți primari se plâng că-i terorizați. Utilizați resursele administrative pentru a teroriza primarii incomozi, inclusiv colegii mei. Noi primari incomozi, da, eu. Da, sigur, numai care nu de la pas. Noi nu avem nici un primar incomod. Ulterior, Bârnă a intrat în cabinetul său, iar Costiuc a făcut un apel către premierul Dorin Recean. Domnul prim-ministru, dumneavoastră aveți 10 minute când a ieșit din ședință de aici, de la Consiliu. Aceștia vă reprezintă în teritoriu, cu aceștia vreți să faceți integrare europeană? La scurt timp, Vasile Costiuc a fost escortat la inspectoratul de poliție Ștefan Vodă. Și ați primit un apel de la... O invitație la cafea. La poliție? Da, ce poliția nu-s oameni. Proces verbal. Dar pentru și ne pot suna, dar haideți acolo, la Radu Bârnă, haideți. Haideți aici. Întâi aici, da? Da. Și pe și s-o plâns? S-o plâns că l-ați filmat, cum mă filmați pe mine. Da? Da. Dar pe el e reprezentantul cancelarei, n-am voie să-l filmez. Ia spuneți, legea și zici. După ce a dat explicații, Costiuc a fost eliberat. Ulterior, într-o intervenție live, el a declarat că casa îngerii a grădiniței din Ștefan Vodă ar fi ajuns ilegal în proprietatea lui Radu Bârnă. Acesta a prezentat și documente care ar confirma cele menționate. Cum s-a ajuns cazangeria lui a grădiniței, bun public, a ajuns în proprietatea și vă arăt și documentul. Și iată, aici e gard. Băiatul și-a îngrădit tăt, Radu Bârnă, reprezentantul cancelarii, iată așa ea, care a scris plângere la poliție, da? Iată acolo e cazangeria luată, și iată că este drumul de acces prin care trebuia să treacă pompierii, urgența la grădiniță. Și în spate era intrare de serviciu la grădiniță. Și iată că este tot terenul luat de Radu Bârnă, reprezentantul guvernului. Uitați-vă, aici e o jumătate de hectar. Vreau să vă spun că reprezentanții pasului în teritoriu, cum este acesta Radu Bârnă, fac și vor. Am încercat să luăm legătura cu Radu Bârnă, dar acesta avea telefonul deconectat. Purtătorul de cuvânt al guvernului ne-a spus că nu comentează situația. Daniel Vodă a mai menționat că a discutat cu Vasile Costiuc, fără a oferi alte detalii. Am solicitat un comentariu și de la purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, dar la momentul redactării materialului, Adriana Vlas nu ne-a răspuns pentru o reacție. Cum a ajuns?